Vă mulțumesc mult pentru interesul pe care l-ați acordat astăzi față de acest eveniment, prin care vom anunța lansarea procesului de implementare a unei soluții IT, care este menită să eficientizeze procesele de monitorizare a riscului de spălare a banilor și a structurii acționariatului bancar. Eu mă numesc Eugen Ghilețchi, sunt coordonatorul local al proiectului USAID, Transparență sectorului financiar în Moldova. Astăzi suntem onorați de prezența la acest eveniment a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, domnul Octavian Armașu, șeful misiunii USAID în Moldova, domnul Scott Hochlander, directorul proiectului USAID Transparența sectorului financiar în Moldova, domnul Matthew Masellaro, dar și a reprezentanților companiei care va implementa soluția IT despre care vom vorbi astăzi. Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime estimează că suma totală utilizată în schemele de spălare a banilor atinge 2 trilioane de dolari anual, ceea ce reprezintă în jur de 2% din produsul intern brut pe plan global. Deși crimele financiare au loc în marea majoritate a țărilor din lume, de fapt impactul socioeconomic al acestora este mult mai puternic în statele cu economii slabe, precum Moldova. În acest context, rolul autorităților de supraveghere, precum este Banca Națională a Moldovei, e unul extrem de important. Astfel, despre modul în care soluția IT va susține eforturile Băncii Naționale a Moldovei în prevenirea și combaterea spălării banilor și asigurarea unui acționariat transparent și calificat în băncile comerciale, în următoarele momente ne va vorbi domnul guvernator Octavian Armașu. Mulțumesc mult! Onorată asistență, doamnelor și domnilor! Am deosebită plăcere să particip alături de dumneavoastră la evenimentul de lansare a proiectului de implementare a soluției informatice privire la monitorizarea transparenței acționarilor în bănci și analiza la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Întrucât consolidarea și fortificarea sistemului bancar al Republicii Moldova reprezintă unul din obiectivele cheie în activitatea Băncii Naționale a Moldovei, o pondere deosebită în acest sens revine aspectelor legate de asigurarea transparenței structurii de proprietate și de control a instituțiilor bancare și conformitatea băncilor cu cadrul normativ cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, monitorizarea îndeaproape a sectorului bancar, identificarea și evaluarea riscurilor inerente și implementarea măsurilor de atenuare a acestora constituie nu doar sarcini importante, dar și adevărate provocări. Aceasta în condițiile în care evoluțiile pieței financiare sunt tot mai dinamice și necesită abordări tot mai prompte din partea supraveghetorului. Numărul mare de tranzacții, volumul enorm de date, reprezintă o adevărată provocare pentru supraveghetor, deoarece nu mai poate fi procesat eficient în regim manual, în bază de șabloane. Se impune necesitatea procesării automatizate a datelor în baza platformelor analitice moderne de date mari, care să sporească eficiența supravegherii. Voi menționa că în ultimii ani, în vederea implementării standardelor internaționale, au avut loc un șir de modificări legislative cu rol de reglementare a activității băncilor în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, implementarea soluției informatice cu privire la monitorizarea transparenței acționarilor și analiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor vine în complexul reformelor realizate în ultimii ani în sectorul bancar în Republica Moldova. Este încă un pas în procesul de modernizare a sectorului și de aliniere la standardele internaționale de supraveghere și transparență, o precondiție pentru dezvoltarea economică a țării în beneficiu întregii societăți. Banca Națională, împreună cu băncile licențiate, cu suportul Fondului Monetar Internațional, a depus multiple eforturi pentru a realiza acest obiectiv important cu impact social-economic major, și anume transparentizarea acționariatului. Rezultatele obținute au fost remarcate de partenerii de dezvoltare a țării noastre. În acest sens, un sector bancar sănătos cu acționariat transparent
rezistă în criza pandemică, păstrându-și funcționalitatea și credibilitatea, fiind în prezent cea mai importantă sursă de susținere a economiei naționale. Continuarea reformelor este un subiect de actualitate, în special în contextul necesității conjugării eforturilor din partea tuturor instituțiilor statului care să pună interesul public în prim plan. BNM poate să asigure stabilitatea financiară doar în situația în care instituția rămâne independentă, iar condițiile statului de drept sunt cruciale pentru exercitarea eficientă a mandatului Băncii Centrale. Reiterez că echipa Băncii Naționale va depune în continuare eforturi pentru a impulsiona reformele în sectorul bancar. Astfel, implementarea noii soluții informatice este menită să ridice la un nivel superior monitorizarea transparenței acționarilor în bănci și eforturile de prevenire și combaterea spălării banilor. Astăzi suntem în deplină desfășurare a procesului de dezvoltare a infrastructurii IT necesare prin achiziționarea soluției informatice. Aceasta va acoperi necesitățile Băncii Naționale în domeniul analizii datelor și a informațiilor, la utilizarea standardelor riguroase de securizare a raportărilor, managementul riscurilor asociate activității acționarilor, la eficientizarea tuturor proceselor legate de acordarea permisiunilor acționarilor. Deci asta, soluția va oferi supraveghetorului un instrument de identificare, monitorizare și evaluare a potențialelor suspiciuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului. De asemenea, va oferi informații privind gradul de expunere a sectorului bancar și a fiecărei bănci în parte, sau a clienților băncii la riscurile asociate domeniului dat. În acest sens, va exista posibilitatea utilizării informației timpurii aferente potențialelor riscuri, iar supraveghetorul va avea capacitatea să evalueze rapid necesitățile de efectuare a controalelor tematice. Implementarea softului AML este necesară și în vederea realizării prevederilor acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană. În condițiile mediului actual de digitalizare, când se elimină toate granițele, circulația liberă a capitalului, afaceri multinaționale, paradisuri fiscale, țări cu transparență limitată, băncile centrale au un rol important în vegherea conformității entităților supravegheate cerințelor legislației AML. Iar existența unei soluții informatice moderne este o necesitate. În această ordine de idei, țin să exprim în altă considerație Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și aprecierea suportului pe care l-a oferit în realizarea cu succes a proiectului Transparența sectorului financiar în Moldova. În final, adresez felicitări Direcției Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din cadrul BNM, precum și colegului meu, domnului Vladimir Munteanu, prin viceguvernator al Băncii Centrale, care patronează acest domeniu, pentru realizarea cu succes a primei etape majore de achiziționare a soluției informatice și le urez mult succes în procesul de implementare a acesteia. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnul Armașu. Într-adevăr, deși până în prezent nu a fost tocmai vizibil pentru public grupul de lucru din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, dar și colegii din cadrul proiectului USA Transparența Sectorului Financiar în Moldova au depus eforturi considerabile pentru ca să putem ajunge până la această etapă. În viitor suntem gata să continuăm aceste eforturi, inclusiv în procesul de implementare a soluției, pentru ca să obținem cu toți împreună rezultatele scontate. Sperăm de fapt că aceste eforturi să fie sesizabile și pentru cetățenii țării în cel mai scurt timp. În continuare, îl invit pe directorul misiunii USAID în Moldova, domnul Scott Hocklander, să ne vorbească despre angajamentul USAID în susținerea integrității instituțiilor guvernamentale, dar și așteptările față de implementarea soluției IT. Domnul Scott, vă rog. Yeah,
Yes, super. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, frumos. Vă mulțumesc foarte frumos, stimate guvernator Almașă, parteneri, stimați colegi, bună ziua. Este deosebită plăcere să particip la acest eveniment de astăzi. Trebuie să am această onoare de a vorbi din partea USAID-ului, cum a fost anunțat, aici noi vorbim despre implementarea unei soluții foarte importante de ultima generație, care de asemenea va spori capacitatea BNM-ului din Republica Moldova de a preveni și a combate crimele financiare. În conformitate cu ultimele sondaje, corupția și spălarea banilor este o problemă foarte mare pentru Republica Moldova. Finanțarea terorismului, de asemenea, reprezintă un risc foarte mare, nu doar pentru sectorul financiar și stabilitatea financiară a Republicii Moldova, dar, de asemenea, poate să pericliteze securitatea Republicii Moldova și bunăstarea populației. Este o deosebită plăcere să lucrăm în parteneriat cu BNM-ul din Republica Moldova în combaterea și implementarea acestor soluții pentru a minimaliza riscurilor și, de asemenea, să avem o transparență mai mare și, prin aceasta, să avem un sector mai rezilient și, de asemenea, unul mai sporit. Dacă ne uităm la numărul foarte mare de tranzacții în sistemul modern, monitorizarea și evidențiarea acestor situații este o sarcină foarte mare și foarte importantă pentru toate instituțiile centrale. Din acest motiv, soluția aceasta IT va ajuta Banca Centrală pentru a supraveghea sistemul financiar și, de asemenea, de a preveni orice crimă financiară, dat fiind faptul că toate procesele vor fi sporite, de asemenea, toate tehnologiile vor fi utilizate pentru a preveni toate aceste situații. Nu sunt expert în situația financiară, dar oricum prevăd că sunt foarte multe sfideri, foarte multe dificultăți, dat fiind faptul că Banca Națională trebuie să monitorizeze foarte multe tranzacții, sute, mii de tranzacții, mulți investitori care vor să vină în Republica Moldova. Din acest motiv este critic să înțelegem care este modelul, care este tiparul acelor canale, acelor fluxuri de investiții, dacă vin din anumite zone și jurisdicții de risc sporit, ce reprezintă acele tranzacții. Iată, aceste lucruri sunt foarte importante pentru a asigura integritatea sistemului financiar Republicii Moldova. De asemenea, capacitatea de a monitoriza aceste tranzacții, de asemenea, pentru a vedea care este sursa și a vedea dacă, într-adevăr, sursa este una legitimă, este o sarcină foarte dificilă. Uneori este una imposibilă dacă să ne uităm la volumul de date analitice și informații. La momentul la care soluția va fi instalată, aceasta va emite o alertă și prin această bancă va fi determinată de a veni cu anumite acțiuni și tranzacția nu va fi acceptată. Deci, dacă vorbim despre riscurile de combatere a riscului de spălare a banilor, aceasta de asemenea va îmbunătăți și calitatea acționariatelor din băncile comerciale. Din acest motiv, acest instrument va asigura ca investitorii să fie calificați pentru a face aceste tranzacții. Acele persoane care anterior au fost implicate direct sau indirect în tranzacțiile ilegale, deja nu vor avea posibilitate de a deține aceste acțiuni și banca va avea posibilitatea să decide dacă investitorul este calificat. Aceste trăsături și aceste capacități vor arăta modalitatea prin care băncile vor avea posibilitatea să înțeleagă, să evalueze toate riscurile de spălare a banilor la care sunt expuși și de asemenea să întreprinde toate măsurile de atenuare în conformitate cu nivelul de risc care este atribuit și în acest context să respecte toate rigorile și toate cerințele de transparență. Da, sunt foarte multe trăsături importante care vor fi oferite în baza inteligenței artificiale, în baza celor însușiși și foarte multe lucruri complicate care vor fi prezentate mai târziu și colegii mei în cadrul prezentării ulterioare vor vorbi despre această soluție, despre funcționalitățile acestei soluții. Deci USAID-ul și-a asumat angajamentul de a participa în acele inițiative de combatere a corupției și a sectorului financiar stabil și a pieței financiare stabile, în calitate de un component a strategiei de cooperare în țara Republicii Moldova. Noi suntem aici pentru a consolida integritatea instituțiilor din Republica Moldova. Plus, USAID-ul încurajează jurnalismul independent pentru a raporta și a vorbi despre spălarea banilor ilicite. De asemenea, USAID-ul a susținut sistemul integrat de distribuire a dosarelor printre judecători pentru a diminua posibilitatea corupției la momentul la care aceste dosare sunt examinate în sistemul judecătoresc. În concluzie, totalmente ne așteptăm că la implementare și după implementare aceste soluții soft împreună cu instruirea personală, aceasta va îmbunătăți capacitatea autorităților Republicii Moldova de a expune și de a combate crimele financiare și corupția. Aceasta
abordare robustă va ajuta de a preveni tranzacțiile suspecte sau transferurile suspecte și legitime și va asigura stabilitatea și fiabilitatea sistemului financiar, care de asemenea va duce la o încredere mai mare. Reglementatorul Republicii Moldova de asemenea va consolida la un sector mai stabil în Republica Moldova o încredere din partea investitorilor și un sistem mai fiabil. În plus, aceste reforme financiare vor îmbunătăți poziția Republicii Moldova în clasamentul internațional și afaceri de asemenea vor fi sporite și va spori accesul Republicii Moldova la sistemul internațional global. Un sistem financiar stabil și transparent este absolut important pentru o dezvoltare a Republicii Moldova prospere. Și de asemenea vă dorim foarte mult succes în această măsură și vă mulțumim foarte mult, stimate guvernator, pentru acest parteneriat, parteneriatul cu Banca Națională a Republicii Moldova. De asemenea vreau să mulțumesc proiectul Transparența Activității Sectorului Financiar în munca pe care ați derulat-o. Într-adevăr, transferul de cunoștințe și instruirea personalului băncii naționale sunt elemente esențiale care vor determina succesul soluției IT. De fapt, proiectul USAID Transparență sectorului financiar în Moldova s-a angajat să asigure dezvoltarea capacităților băncii naționale pe toată durata implementării proiectului, element care este descris inclusiv în memorandumul de înțelegere semnat între părți. Despre acest memorandum, dar și despre alte aspecte ale proiectului, ne va vorbi în continuare directorul de proiect, domnul Matthew Masalaru. Yes, greetings from New York. Vreau salutări din New York și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat, deoarece fizic nu am posibilitatea să fiu prezent în Republica Moldova. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Scott și guvernatorului Republicii Moldova pentru această participare. De asemenea, vreau să vă salut și de partea colegilor din Statele Americii, special vreau să salut și colegii din Republica Moldova în legătură cu implementarea și lansarea de succes al soluției IT. Ceea ce a menționat Scott de asemenea a vorbit despre anumite lucruri tehnice, acele instrumente tehnice, funcționalități foarte importante, acele soluții IT, dar vreau să fac un pas înapoi și să vorbesc despre alte obiective și alte intenții pe care dorim să le atingem în cadrul proiectului. Deci, în primul rând, o altă obiectiv foarte important este dezvoltarea capacităților, deoarece la momentul la care lansăm o astfel de soluție și implementarea acestei soluții, de asemenea, trebuie să ducă la consolidarea capacităților instituționale în cadrul băncii naționale, precum și altor bănci și entități raportoare. De asemenea, trebuie să vorbim despre durabilitate și, de fapt, elementul cheie și ideea importantă în cadrul proiectului este să asigurăm această durabilitate a proiectului și activităților în cadrul acestui sistem. Și în cadrul acestei activități comune ne vom reuși să asigurăm această durabilitate. Și o altă contribuție a acestui proiect este transferul de cunoștințe. Transferul de cunoștințe care trebuie să fie asigurat din partea companiei SAS spre Banca Națională a Republicii Moldova, cu condiția ca acest sistem, această soluție să fie testată, să fie totalmente funcțională și implementată. Și noi sperăm că acele cunoștințe pe care noi le vom obține pe parcursul următoarelor 12-13 luni vor fi totalmente transferate băncii naționale. Deci acestea sunt intențiile, obiectivele noastre și atunci când am încercat să vorbim despre toate aceste idei, să cumulăm toate aceste idei, noi încercăm să vedem care sunt obiectivele principale și desigur că timpul și am avut nevoie de mai mult timp pentru a demara această soluție și am avut nevoie și de susținere și cum a zis și Scott, am beneficiat de susținere din partea USAID-ului, de asemenea beneficiat de activitatea foarte frumoasă a domnului guvernator, de asemenea domnului Munteanu, domnul Vladimir, care participă la un alt eveniment și nu a avut posibilitatea să adere la evenimentul de astăzi. De asemenea, vreau să mulțumesc foarte mult și direcția combaterea spălării bani din partea BNM-ului, de asemenea vreau să mulțumesc foarte mult deci reprezentanții de partea Virginiei, de partea proiectelor care ne-au susținut în această activitate, a întregii echipe care s-au ocupat de acest element al proiectului. Deci, înainte de a transmite cuvântul companiei SAS, care va vorbi despre părțile tehnice, de asemenea vreau să menționez și celelalte activități pe care le-am derulat împreună cu Banca Națională. Deci, un lucru foarte important sunt acele instruiri pe care le-am organizat împreună cu personalul care se ocupă din direcția combaterea spălării banilor și, de asemenea, cu implicarea altor entități raportoare din Republica Moldova. Doar în acest an am instruit peste
100 de persoane și noi sperăm că pe parcursul implementării proiectului vom avea și alte persoane care vor participa în aceste instruiri. Am conlucrat împreună cu personalul din AML, ce fiind nu doar pentru a implementa această soluție, dar de asemenea pentru a îmbunătăți și procesele interne care există în aceste instituții și de asemenea astfel ca aceste instituții să se racordeze standardelor de ultima oră. Și aceasta, într-adevăr, este o mare sfidare pentru toți. În plus, la acest moment, vreau să menționez încă două celelalte componente care sunt parte a proiectului Transparența Activității Sectorului Financiar și unul ține de depozitarul central unic al valorilor mobiliare și aici avem două proiecte foarte interesante. Unul este de a stabili o platformă comununtul în domeniul valorilor mobile secundare, nu doar împreună cu depozitarul central unic, dar împreună cu celelalte autorități guvernamentale a Republicii Moldova. Ceea ce ne va permite ca cetățeanul de rând de Republica Moldova să aibă posibilitatea să investească foarte ușor în hârtiile de valoare guvernamentale. Și aceasta, de asemenea, va oferi o altă posibilitate și o altă posibilitate de încasări și colectări în bugetul de stat al Republicii Moldova. Iată, aceasta este și un alt obiectiv. De asemenea, dorim foarte mult să se asigure legătura dintre depozitarul central unic al Republicii Moldova cu depozitare din Uniunea Europeană, ceea ce va permite investitorilor străini să investească în Republica Moldova. Iată, aceste două elemente sunt foarte importante pentru a atrage investiții în sectoarele Republicii Moldova. La fel, vreau să menționez activitatea pe care o facem cu Comisia Națională pentru Piața Financiară. Deci am conlucrat cu CNPF-ul pentru a îmbunătăți sistemul de supraveghere și să îmbunătățim activitatea asiguratorilor, brokerilor de asigurare și companiilor în domeniul asigurărilor. De asemenea, pe parcursul ultimelor 6 luni, sperăm că vom continua această instruire în domeniul asigurărilor. De asemenea, am implicat și alte entități care au această funcție de raportare, raportează și CNPF-ul vis-a-vis de spalarea banilor, pe cum și cu privire la alte probleme de reglementare. Deci, în total, ceea ce vreau să vă zic că am lucrat nu doar cu prevenire și combaterea spălării banilor, dar de asemenea am avut posibilitatea să conlucrăm și cu alte proiecte din Republica Moldova pentru a spori transparența și de asemenea pentru a asigura o durabilitate în sectoarele financiare. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc participanților și acum vreau să ofer cuvântul lui Eugen și să invităm compania SAS. După cum au menționat și antevorbitorii mei, una dintre provocările de bază cu care se confruntă autoritățile de supraveghere pe plan global este analiza eficientă a mulțimii de date de care dispun. Această tendință cel mai probabil va continua și în viitor, încât trăim într-o lume tot mai interconectată și digitală. Prin urmare, autoritățile în mod inevitabil trebuie să se bazeze pe soluții informatice inteligente, care de fapt să completeze eforturile analitice depuse de inspectorii din aceste instituții în identificarea timpurie a riscurilor. Despre specificul soluției care va fi implementată la Banca Națională a Moldovei în următoarele 13 luni, ne va vorbi doamna Beth Heron, care este reprezentanta companiei SAS, care de fapt va implementa soluția. Beth, te rog. Thank you. Mulțumim. Spre regret, nu am acum posibilitatea să pun pe ecran. Probabil ceva este blocat. Am avut intenția să pun prezentarea pe ecran, dar am să solicit, poate echipa ar putea să mă ajute cu plasarea prezentării pe ecran, astfel încât să am posibilitatea să văd informații de pe ecran. Angela, am putea să partajăm prezentarea? There we go. Thank you very much, Angela. Vă mulțumesc foarte frumos. Încă o dată vreau să vă salut de bună ziua, bună dimineața. Deci, mă numesc Beth Heron, sunt consultant principal în domeniul acestei industrii și sunt responsabilă de echipa în cadrul companiei SAS care se ocupă de combaterea spălării banilor. Deci, în primul rând, de la bun început, vreau să mulțumesc Banca Națională Republicii Moldova și USAID-ul pentru faptul că sunteți gazda acestui eveniment și, de asemenea, așteptăm cu nerăbdare următoarele evenimente pe care le vom implementa. Deci, misiunea SAS-ului este să utilizăm
și ca această cale de la date până la decizie să fie cât mai scurt posibilă. Și soluțiile cu privire la crimele financiare vor asigura o conformitate mult mai mare, la un nivel mult mai mare de către Banca Națională a Republicii Moldova și va reprezenta un careva model de prudență financiară în această regiune. Următorul slide. Începând cu 2002, SAS a ajutat foarte multe guverne și sectoarele financiare să identifice în mod proactiv riscurilor și identificarea spălării banilor și riscurilor de finanțare a terorismului. Deci noi, de fapt, utilizăm spațiul analitic și inovațiile de 14 ani, care ducă inteligența artificială spre o aplicare mai practică. Deci, în cadrul activității de transparență a acționariatului și a departamentul de antispalare a banilor, utilizatorii vor avea posibilitatea să facă un rating, o clasament de riscuri, de asemenea să facă o monitorizare conduită în bază de risc și de asemenea să identifice foarte multe riscuri în modele complexe și de asemenea să analizeze un volum mare de date, inclusiv și în format de text. Soluția noastră este bazată pe expertiza în domeniul CSB-ului, care include foarte mulți experți, mai multe agenții guvernamentale, sectorul bancar, care de asemenea lucrează anterior în mai multe funcții în New York înainte de a adera la subdiviziunea noastră. Acești profesioniști au venit cu foarte multă experiență care duc la o eficientizare a sistemului, precum și ne ajută la soluționarea problemelor reale din lumea curentă modernă. Și acum, între timp, vom trece la următorul slide. De ce ne oferă SAS? Deci, în primul rând, ne oferim o soluție amplă de depistare a crimelor financiare în regiune. Toate lucrurile se încep cu datele, un fundament foarte important de date și datele reprezintă posibilitatea de a depista anumite triggere, anumite informații analitice. Apoi oferim acest acces la date. Datele uneori ar putea să fie găsite în diferite surse, ori sisteme de relații, ori, de exemplu, anumite date nestructurate sau anumite dosare de hârtie și ne dorim foarte mult să asigurăm extragerea acestor date într-o modalitate integrată, ceea ce ne va permite să avem o viziune a tuturor riscurilor a 360 de grade. După care noi curățim aceste date pentru a profila, pentru a identifica anumite probleme de calitate, apoi de a standardiza și a găsi o conformitate în toată informația care este analizată. Și după care noi asigurăm aceste relații lineare pentru a vedea care este sursa informației și toate transformările care au loc între timp. Deci aceste date procurate sunt stocate în modelul de date bazat pe aceste modele care susțin eforturile de combatere a spălării banilor și de asemenea cu privire la măsurile de precauție sporită a clienților. Soluția noastră, de fapt, include metodele de prevenire și combaterea spălării banilor care vor susține unitatea de transparență acționariatului și a subdiviziunii de combaterea spălării banilor. Și aici vreau să evidențiez doar câteva elemente care sunt incluse în această soluție și care fac aceste scopuri de a fi mai eficiente. Deci, în primul rând, noi vorbim despre scenariul de administrare. Soluția aceasta SAS include mai multe modele, șabloane de modele și bazate pe riscuri care pot fi configurate de către utilizatorii de aceste informații prin intermediul unei interfațe foarte importante și care de asemenea ar putea să răspundă anumitor riscuri și să asigure o depistare acestor riscuri. Spațiul nostru este foarte dinamic și de fiecare dată avem această provocare de a depista aceste crime financiare. Din acest motiv, SAS vă oferă posibilitatea să editați și de asemenea să adăugați anumite strategii de depistare astfel încât să răspundeți acestor riscuri emergente care de fiecare dată evoluează. De asemenea, avem o componentă de alertă robustă. Soluția SAS agravează și prioritizează toate factorii de risc și le duce la nivel de entitate, astfel încât să avem o viziune comprehensivă cu privire la investigațiile care se derulează. De asemenea, avem un flux de informații
care ghidează toate procesele de afaceri și ar putea să ducă la cele decizii care sunt specifice pentru fiecare caz, caz care este analizat de către Banca Națională a Republicii Moldova. Adesemne, avem un management de caz care reprezintă un depozitar pentru documentele care sunt stocate și oferă posibilitatea de partajare a datelor și că această date analitice să fie menținute și partajate corect. Și în final, avem raportarea Business Intelligence. Ce înseamnă aceasta? Imediat se oferă anumite rapoarte cu privire la monitorizarea programului, de asemenea oferă și capacitatea de a crea niște rapoarte proprii, utilizând acest model de drop and drag. Și aceasta ne oferă posibilitatea de a depista anumite riscuri și alerte timpurii și anumite informații care ar putea să fie depistate în sistem. Pe următorul slide o să vă arătăm câteva screenshot-uri generate de aceste soluții și vom arăta anumite soluții cum așa directe și avansate. Soluția SAS are o interfață intuitivă și una prietenoasă care susține mai multe cazuri care țin de crimele financiare. Accesul și permisiunea este controlată foarte riguros, astfel încât utilizatorii să aibă posibilitatea să vadă și să interacționeze doar cu aceste informații în care sunt autorizați să o utilizeze. Iată aici vedeți mașina robustă care oferă posibilitatea de căutare prin toate datele și asigură doar și investigările ad hoc, precum și investigările în scopuri de jurisprudență, care trebuie să respecte anumite date și după care au posibilitate să documenteze într-un șablon ori într-un text liber. Toate interacțiunile sunt stocate într-un stim de informații, astfel încât să avem posibilitate să înțelegem cine și la ce moment a întreprins o careva acțiune sau un careva pas. Pe următorul slide, putem să evidențiem unele din capacitățile de rețea. Soluția SAS, în mod proactiv, de asemenea, deservește mai multe rețele într-o diagramă de rețea pentru a susține investigările analitice. Dacă ne uităm la acea complexitate a relațiilor dintre persoane, locuri, lucruri și evenimente și, de asemenea, oferă posibilitatea de a face legătură dintre mai multe dimensiuni și aceasta ajută analiticilor de a identifica acele relații care nu sunt absolut evidente și de asemenea de a căuta și a depista niște informații foarte complexe și a descoperi anumite comunități care ar putea să dezvăluie niște riscuri mai sporite. Următorul slide. Această soluție, de asemenea, permite specialiștilor de a trece printr-un text liber și prin aceasta de a identifica anumite subiecte țintă, de a extrage anumite termeni de bază și după care de a extrapola informația care este conectată. Iată, această procesare de limbă oferă posibilitatea de revizuire a documentelor și de a descoperi anumite șabloane sau anumite tipare care nu pot fi identificate în mod manual atunci când volumul de documente și informații este atât de vast. Următorul slide. Și în final, soluția aceasta SAS utilizează și datele geospațiale care ar putea să identifice anumite zone și sau locații destul de riscante în cazul în care informația despre această entitate nu este cunoscută. Următorul slide. SAS Technology Foundation. Abordarea tehnologică a SAS și soluțiile de conformitate privind crimele financiare modulare vor permite foarte repede de a implementa rapid metodele analitice robuste și de prevenirea spălării banilor pentru a deține mai multe informații la momentul la care trebuie să fie luată o careva decizie într-un timp rapid. Abordarea noastră unică sporește atât transparența cât și reduce riscurile de conformitate prin separarea activităților criminale de la clienții fideli. Și în cazul acesta, sistemul rămâne protejat în țară. Următorul slide. We look forward to the collection. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să avem această colaborare de la bun început pentru a consolida transparența și a reduce riscurile de criminalitate financiară. Și de partea companiei SAS, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la acest eveniment. Pentru această prezentare detaliată a funcționalităților soluției, eu personal sunt nerăbdător să văd rezultatele implementării ei în practică și un element pe care aș vrea să-l menționez aici este că
pe lângă faptul că lucrăm de aproape cu companie care implementează soluția respectivă și cu Banca Națională a Moldovei ca fiind beneficiar al acestui proiect, în final urmărim bunăstarea cetățenilor și încercăm prin aceste activități pe care le desfășurăm să asigurăm un sistem financiar robust și un sistem financiar inclusiv pentru toți cetățenii acestei țări. În final, nu ne rămâne decât să urăm mult succes în procesul de implementare și sper să ne revedem peste 13 luni și să discutăm despre rezultatele implementării soluției respective. Stimați colegi, parteneri, suntem deja pe final de eveniment, însă înainte de a ne lua rămas bun, aș dori să ofer posibilitatea antevorbitorilor să intervină cu o remarcă sau concluzie dacă acestea există. Acum este momentul. Bună ziua, dacă se poate un cuvânt și din partea SAS România. Foarte succint, vă rog. Mulțumesc mult. Voiam doar să menționez că suntem îndeaproape de acest proiect și colegii noștri din SAS România sunt complet dedicați acestui proiect. Vă mulțumim pentru încredere și sperăm că, așa cum ați spus, ne vom întâlni peste 13 luni cu niște rezultate extraordinare în urma implementării acestui proiect. Vă mulțumim mult! Mulțumesc mult, domnule Baciu! În final, mulțumim celor care ne-ați urmărit. Rămânem în așteptarea rezultatelor. Mult succes echipei din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, echipei proiectului USAID Transparența sectorului financiar în Moldova. Cele bune! Toate bune! La revedere! La revedere!